Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la conferința de presă. Sunt inspector principal de poliție Paula Inache, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Conferința de astăzi va fi susținută de către șeful Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, domnul comisar șef de poliție Remus Nica, alături de care se află colegele mele din cadrul Serviciului Ordine Publică, ofițer specialist, inspector principal Daniela Neagu, precum și colega inspector principal Eșanu Adina din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității. Bună ziua! Bine ați venit la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Astăzi am organizat o conferință de presă pe tema prevenirii și combaterei violenței domestice și vă voi prezenta o analiză pe primele 9 luni ale anului 2023 pe această linie. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea are ca obiectiv principal menținerea ordinii și liniștei publice, precum și crearea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, definit ca principală prioritate de acțiune, instituția noastră acționează pe toate palierile și segmentele în care se pot comite fapte antisociale, de natură penală sau contravențională, aflate în competența de gestionare. Prevenirea și combaterea violenței domestice reprezintă un obiectiv specific al Poliției Vrâncene, dar și o prioritate la nivel național. În acest sens, polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și prevenirea criminalității derulează în mod constant activități de prevenire, monitorizare și combatere a acestei problematici. La nivelul inspectoratului, în cursul celor 9 luni ale anului 2023, pe linia violenței domestice, au fost înregistrate 933 de infracțiuni, din care 303 în mediul urban și 628 în mediul rural. Din totalul infracțiunilor, 105 au reprezentat fapte de încălcare a măsurilor dispuse în ordinele de protecție. Cele mai multe infracțiuni în domeniu se comit la domiciliul suspecților, respectiv 834 de fapte înregistrate în această perioadă, reprezentând aproape 90% din total, iar 99 de infracțiuni în spațiul public, reprezentând 10,61%. Potrivit statisticii, 90% dintre autori sunt bărbați, aproape 9% sunt femei, iar 0,61% sunt minori. În primele 9 luni ale anului 2023 a fost luată măsura reținerii pentru 8 persoane pentru fapte comise în contextul violenței domestice, iar pentru încălcarea măsurilor dispuse în cadrul ordinului de protecție au fost reținute 2 persoane. În perioada analizată, polițiștii vrânceni au intervenit la peste 3.000 de cazuri de violență domestică, respectiv 913 în urban și 2.098 în rural, iar în 2.549 de situații, intervențiile au fost ca urmare a sesizărilor prin apel de urgență 112. Indiferent de modul de sesizare, s-a întocmit formularul de evaluare a riscului, în 532 dintre situații fiind constatată existența unui risc iminent, reprezentând un procent de peste 17%. Deși s-a constatat existența unui risc iminent, 291 de victime au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. În această perioadă, polițiștii au emis 242 ordine de protecții provizorii, 35% fiind emise în mediul urban și 64% în mediul rural. Totodată, instanțele de judecată au emis 154 ordine de protecție, 95 dintre acestea ca urmare a ordinelor de protecție provizorie emise de către polițiști. După cum bine știți, începând cu luna cu data de 1 octombrie 2022, în acord cu hotărârea Guvernului 1025, IPJ Vrancea a intrat în etapa 1 a proiectului pilot pentru implementarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, prescurtat SIME, alături de alte două inspectorate de Poliție Județene și Poliția Capitalei. Monitorizarea electronică a persoanei supravegheate se realizează efectiv cu ajutorul dispozitivului electronic de supraveghere, care este alcătuit dintr-o componentă de tip brățară, atașată la gleznă sau prin excepție la brațul persoanei vizate. În baza alertelor generate de acest dispozitiv, alerte care notifică încălcarea unei măsuri dispuse, datele sunt preluate în dispeceratele poliției și apoi transmise către cel mai apropiat polițist
pentru asigurarea intervenției în timp util și protejarea victimei. În perioada de referință, în 57 din cele 242 ordine de protecție provizorie emise de polițiști, a fost dispusă măsura monitorizării electronice. De asemenea, alte 26 ordine de protecție cu monitorizare electronică au fost emise de către instanțele de judecată. De la debutul proiectului pilot, polițiștii vrânceni au emis 74 ordine de protecție provizorii cu monitorizare electronică. Totodată, 33 ordine de protecție cu monitorizare electronică au fost emise de instanțele de judecată. În prezent, la data de astăzi, avem în monitorizare 14 persoane monitorizate cu dispozitiv de monitorizare electronică. Activități preventive. Activitățile preventive desfășurate la nivelul inspectoratului în perioada analizată au fost canalizate pentru îndeplinirea obiectivelor Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității, transpuse și implementate la nivel local în programe locale de prevenire, inclusiv pe linia prevenirii violenței domestice. Astfel, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu polițiști de ordine publică, au derulat 417 activități informativ-preventive cu un număr de peste 11.000 de beneficiari pentru combaterea formelor de manifestare a violenței domestice și sprijinirii victimelor acestui fenomen infracțional. În esență, eforturile acestor activități au fost canalizate pentru reducerea tendinței de toleranță a comunității la aceste genuri de fapte și asigurarea cunoașterii de către victimele violenței domestice, a alternativelor de protecție, dar și a instrumentelor legislative ce pot fi folosite în sprijinul acestora. Tot în acest context, polițiștii din cadrul structurii de prevenire au implementat la nivel local Proiectul Național de Prevenire a Violenței Domestice Bright Sky, proiect ce promovează aplicația Bright Sky Ro, care cuprinde o paletă diversificată de informații, posibilitatea de a stoca probe pentru dovedirea infracțiunilor și pedepsirea abuzatorilor, o hartă cu servicii de suport, chestionare de evaluare a riscurilor, recomandări pentru siguranța personală și date despre instituțiile implicate în managementul acestor cazuri. Nevoia de informare, educare și conștientizare a publicului larg cu privire la acest segment de manifestare a infracționalității reprezintă una dintre prioritățile instituției noastre, fapt pentru care acestea vor continua și în perioada octombrie-decembrie 2023, în cadrul unei campanii locale de prevenire a violenței domestice, Alege să nu fii victima violenței domestice, sub sloganul Iubirea de azi nu șterge agresiunea de ieri. Concluziile principale: utilizarea sistemelor electronice de monitorizare electronică a determinat o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, permițând urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în ordinele de protecție și adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor. Pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea va continua cooperarea și colaborarea cu instituțiile cu atribuții în domeniu pentru ca mesajul instituțional să ajungă la destinatarii acestei problematici prin consolidarea parteneriatului Poliție-Comunitate. Principalele obiective: identificarea stărilor conflictuale care pot genera fapte de violență domestică, monitorizarea permanentă a stărilor conflictuale și consilierea persoanelor cu un grad ridicat de victimizare, desfășurarea de campanii informativ-preventive adresate în special persoanelor vulnerabile pentru popularizarea drepturilor victimelor. Acesta este materialul pe care l-am pregătit în această conferință de presă. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog, vă stăm la dispoziție. Victimele nu sunt împiedicate de nimic, pur și simplu este voința acestora să aleagă emiterea sau neemiterea unui ordin de protecție.
În foarte multe cazuri, polițiștii merg la fața locului, în toate cazurile intervenim și în toate cazurile întocmim formularul de evaluare a riscului, însă o parte din victime se opun emiterii unui ordin de protecție, considerând că este suficient intervenția noastră și înlăturarea pericolului, fără a fi necesar emiterea unui ordin de protecție. Da, printre principalele motive, să zic așa, ar fi faptul că trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic, atât agresorul cât și victima, și nu sunt dispuse, pentru că aceste dispozitive electronice dau tot felul de semnale, în cazul în care agresorul s-ar apropia de victimă, sau în cazul în care telefonul ar rămâne fără semnal, sau în cazul în care nu este încărcat, și pur și simplu o parte din victime refuză, motivat și de acest, și de acest considerent, plus de motivația pentru care sunt împotriva emiterii unui ordin de protecție. Și aici discutăm de foarte multe cazuri, cazuri diversificate, care țin de cultură, de familie, de oprobiul adus de către societate sau societatea care nu este întotdeauna pregătită pentru a accepta prezența poliției și prezența unor dispozitive de monitorizare a anumitor persoane. Tot din prezentarea pe care ați avut-o mai devreme, am văzut că practic un număr minimal, cred că 10%, dacă mergem bine, din ordinele de poliție în ultimile 9 luni, au fost pe urmă confirmate de instanță. La fel, dacă aveți o situație ce vin motivele pentru care victima nu merge mai departe în instanță, pentru că ordinul provizoriu vrea 5 zile. 76%. Procentul este de 76% din ordinele de protecție provizorii emise, care se transformă în ordine de protecție. Iar diferența este dată de faptul că victimele nu se mai prezintă la instanță sau pur și simplu la o analiză făcută în instanță se constată că nu este... nu trebuie să se emite sau nu se impune să se emită un ordin de protecție. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim și vă așteptăm să ne fiți alături. În zilele următoare, colega mea, inspector principal Adela Eșanu, va începe activitățile în această campanie. Și vă așteptăm, așa cum am spus, să ne fiți alături, să ne susțineți, pentru că un om prevenit este desigur un om salvat. Vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și pentru prezența la această activitate, vă mulțumesc și pentru modul transparent și echidistant în care prezentați știrile în județul Vrancea.